Ia du tu! Bună seara și bine ați revenit cu drag la profa noi pe exerciții cu probleme de matematică la geometrie. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă, da, dragilor. Nu spargem timp, intrăm direct în subiect. 19 la pagina 126. Problema? 19 la pagina 126. E mai dat la mine, de la pagina 126. Are adus-o. Acum vă zic. ABC de trapez. Deci în ipoteză. Fie ABC de trapez cu AC perpendicular pe BD. Perpendicular pe BD. Da. Dacă AC este egal cu 8 cm și BD egal cu 6 cm, în concluzie, să aflăm marea trapezului. Păi e paralel ortodiagonal și e calc de 1 ori de 2 supra 2, deci venim ca să facem desen. Haideți să luăm așa, deci trapezul. Eu vreau să văd desenul ăsta. Un trapez foarte tare. Să știți că trapezul e și așa. Da, asta e tot trapez. Uh-huh. Păi nu-s paralele alea? Păi sunt paralele. Celelalte două nu, nu? Păi sunt paralele. Bun, bun. Da? Da. Și diagonal de perpendicular. Și s-a putea să fie deodată, în închipul interesului. Deci asta înseamnă miruna, înțeles? Nu prea aici, dar cam pe acolo, nu? Aproximativ, dar eu duc și mai... Trapezul n-are laturile așa? Păi asta zice domnul profesor acum. Doar de unele paralele. Este să fie paralele. Uite, vezi? Dacă asta nu-i paralelul cu asta, mama. Să unesc într-un punct, vezi? Unesc într-un punct. Deci nu neapărat așa trebuie să le iei. Aha, am înțeles. Am început. Asta e, asta era ideea. Aha. Asta e simplu. Latura diagonală are D1 ori D2 supra 2, adică 8 ori 6 pe 2. Adică, adică ce are așa? Păi e fel de... cum era rom, două. De jumătate rămâne pe afară, nu? Da. Adică din cele patru triunghiuri, patru sunt în interior și patru sunt exterior. Deci când vorbim de patru lateri, hai să zicem ortodiagonal. Am să iau un patru lateri, mai întâi să iau diagonale perpendiculare, copii. Da, așa. Patru laterul ortodiagonal, deci diagonale perpendiculare. Nu, nu, nu m-am gândit la trapez acum. Și mă gândesc la un patru lateri oarecare. El fiind ortodiagonal. Da? Și vreau să vă dau explicația clară. A, B, C, D. De ce într-un patru lateral ortodiagonal? De ce aria este egal cu de 1 ori de 2 pe 2? Întrebare la care trebuie să răspundem. Că voi ați luat-o ca o teoremă, nu? Da. Deci aria egal aria la B, C, D, egal cu D1 ori D2, totul pe 2. De ce așa? Pentru că asta e formula unui romb. Asta e aria și la romb. Și la romb. Dar la ortodiagonal, de ce este așa? Deoarece diagonalele sunt permează un unghi de 90 de grade. Sunt perpendiculare, atunci ești și romb. Nu. Dacă ar sară în jumătății. Dacă sară și în jumătății, ar fi romb. Dar dacă este un ortodiagonal, cum îl vedeți așa, nu-i palogram, nu-i nimic. Este un patrulator ortodiagonal. Și de ce aria este de 1 ori de 2 pe 2? Asta la întrebarea asta vreau să răspund. Răspunsul e simplu. Ducem prin A o paralelă la BD și prin A și prin C. Da? Sigur că am mai făcut. Și ducem, da, să stau și eu mai în dreptul lui, că dacă stau mai stau oblic, nu mese. Deci, ducem perpendiculara prin A și respectiv prin C. Și iată, perpendiculara dusă prin A și prin C
Ce s-a obținut acum ca... Un dreptunghi. Ce părere aveți? Cu cine este egal area dreptunghiului ăsta? Hai să zicem M, N, cu area P, a... Q. Deci area M, N, P, Q este egal cu mână, mână, ori în P, ori în P. De acord? Mână, ori în P. Lungimea ori lățimea. Lungimea ori lățimea. Corect. Da. Dar în loc de mână eu pot să spun AC. Că sunt congruent. Da? Deci egal cu AC. Adică, nu aici, AC. Paralele, tot e perfect, e tot. Tot 90 de grade prin paralel, am respectat chestia asta paralel și aici e unghi de 90 de grade, deci ăsta e dreptunghi. Deci îmi permit acum să spun că este egal cu AC ori BD. Ori BD. Și egal cu, cum s-a notat, AC, hai să zicem, BD1, diagonala 1, ori diagonala 2. Corect. Cealaltă fiind diagonala de 2. Deci vine de 1 ori de 2. Și cum se întâmplă ca din tot pătratul ăsta, din tot dreptunghiul ăsta, să prindem, iată aici, am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt 8 triunghiuri dreptunghice. Că, de fapt, tot dreptunghiul este descompus în câte dreptunghiuri? Q, B, hai să mătăm O aici, punctul de intersecție. Q, B, O, A, B, O, C, P, A, O, D, M, și O, D, N, C. Da? Deci area întregului dreptunghi înseamnă area celor 1, 2, 3, 4 dreptunghiuri. Dar area dreptunghiului A, O, B, Q este dată în două de diagonala A, B. E o diagonală și îl împarte pe dreptunghiul ăsta în două triunghiuri congruente, deci de arii egale. Corect. La fel face și diagonala BC, la fel face și diagonala DC, la fel face și diagonala AD, pentru fiecare dreptunghiul în parte. Și acum, îmi rămân, când observați că triunghiul ăsta unui cât doi, și arilor sunt egale. Și atunci, iată, asta rămâne în interior, cealaltă rămas afară, jumătatea. Asta alaltă, iarăși, în interior, cealaltă o rămas afară. Da, de aceea pe doi. Da, exact asta să insist. Iată aici, iarăși, mi-a rămas, asta a rămas afară. 4 în interior, 4 pe afară. Exact. Și de aceea pe doi. Jumătate iată... din dreptunghi afară. Da? Și de asta altul a rămas afară. Ați înțeles? Da. Și de aceea pe doi. Și de aceea împart area întregului dreptunghi în două, pentru că jumătate din area dreptunghiului a rămas afară. Afară, corect. Da. Super. Deci area unui patrater, mă întorc, ABCD, ABCD, unde ABCD ortodiagonal, ortodiagonal, este egal cu D1 ori D2 pe 2. Și cum vi le dă? Deci problema le dă, problema mai banal pe da, asta e problema lor pe temă, dar eu am exact aceeași problemă, domn profesor, făcut acasă, numai că îmi dă așa trapez orto dintre ăsta, cu diagonalele perpendiculare, AC 16. Și atât. Numai AC mi-o dă. Imediat îmi întoarce. Este vreo motiv de neînțelegere aici? Cineva nu a înțeles aici? De ce de 1 ori de 2 pe 2? Da? Deci are un patrater ortodiagonal de 1 ori de 2 pe 2. Da? E limpede pe tot. Așa. Și acum, asta a fost problema voastră. Ca să terminăm să fie totul rezolvat, înseamnă că area lui A, B, C, D este 8 ori 6. Da? Supra 2. Face de aici cât 24 cm pătrați. Cu asta am terminat problema. Sigur, domn profesor.
Deci același trapez. Așa. Două paralele, AC perpendicular pe BD și numai AC 16. AC, și saplămaria. Tot așa AC perpendicular pe BD? Da, aceeași problemă, numai că AC e 16 aici, domnul profesor. Și asta nu ne dă. AC 16. Aceeași problemă? Da. A, B, C, D. Și AC este de 16. BD nu ne dă. Și trapezul nu se mai spune și în trapez niște informații. Trapez, nimic. Zice AB paralelul cu CD și AC perpendiculară pe BD. Și AC 16. AC perpendiculară pe BD și AC este 16. Da. Avem formula asta de 1 ori de 2 pe 2, da? Dar tu ne ajută poate proprietățile trapezului ca să... Trapez? Nu zice că e isoșel. Da. La trapez n-ai decât două laturi neparalele, paralele, atât. Două laturi. Da. Acum eu vă știu. Așa, asta e problema acum. Unde... Și ăstea două paralele, mai zice. Păi, adică am zis. Asta zice problema. A, B. Paralele cu CD. Bun. Și nici area, corect. Asta e problema. Întrebarea e următoarea. Este trapezul acesta bine definit doar cu chestia asta ca ce e atât de mare de 16? Adică în singură dimensiune poți construi trapezul? El, trapezul, este bine determinat? Adică dacă am așa cu asta de 16, numai figura asta o pot construi sau mai pot construi și alte figuri, trapeze? Și dacă mai pot construi și alte trapeze... Cu diagonale perpendiculare? Cu diagonale perpendiculare și trapez cu alte dimensiuni, încât să fie o altă suprafață, înseamnă că nu pot. Nu pot cu atâta, cu elementele acestea, doar cu acea dată, nu pot să aflu area. Deci înseamnă că problema este greșit dată. Îi mai trebuie un element. Cum? De unde ați luat-o, vedeți? Din culegeri, da. Ia, uite-te. Deci, simplu data asta, nu se poate. Dacă linia mijlocii se putea, să calculăm, să ducem la linia mijlocii? Linia trapezii, linia mijlocii ori H. Mai este o altă arie, linia mijlocii ori H. Bine, dar nu am nicio linie mijlocii aici. N-am nici mijlocii cu alte, nici mijlocii. Dar linia mijlocii este tocmai într-un trapez, bază mare plus bază mică pe 2. Și de aceea în arie este acolo bază mare plus bază mică pe 2 ori înălțimea, atunci dacă îți dă linia mijlocie, poți să afli aria. Deci posibil să fie greșit de problemele. Deci poți să fie, dar că cu linia mijlocie merge. Cu linia mijlocie merge. Dar cu simpla AC nu merge. Nu merge. Ok. Deci de asta n-am putut să-l facem. Da. Gata. Următoarea problemă, domn profesor. ABC de trapez, isoșel, IABC de trapez, isoșel. Asta e coșteie, domnul. Ăsta e trapez, dar isoșel. Da, acum am văzut. 21, copii. 21. Problema 21. A fi ABC de un trapez isoșel, cu AB paralel cu CD și AC perpendicular pe BD. Acum așteaptă. Deci trapez isoșel, în care spun că AB paralelă cu CD, spus, nu? Și AB AC perpendicular pe BD. 21 AB paralel cu CD și BC egal 12 centimetri. 22 mai mă duc. Deci fie ABC de un trapezor cel cu AB paralel cu CD și AC perpendicular pe BD. AC perpendicular pe BD, da? O să o modificăm. Dacă AB egal cu 16 centimetri și CD egal cu 10 centimetri, egal cu 16 centimetri și CD egal cu 16 centimetri. Vreau să dictez eu. Deci AB egal cu 16 centimetri, CD egal 10 centimetri, să aflăm aria trapezului. Un trapez isoșel mai zis parcă, nu? Da, trapez isoșel. Trapez. A, B, C, D. În care AB paralel cu CD, da? Da, da. A, B, C, D. AC perpendicular pe BD.
cu diagonale perpendiculare, adică trece printre AC, perpendicular pe BT. Așa-l facem, da? Da, până acolo că e 90 de grade și nu e nicio suparare. Și AB este de 16. Trebuie invers. Cum adică? AB mai mare. Să observ că e 16. Așa. Atunci, notezi jos, da? Deci A, B, C, D. 16. Și asta la altă de 10. Să se afle area lui ABCD. CD 10. Păi AB, DC minus AB ar fi linia mijlocie. AB minus DC. AB minus DC ar fi? Linia mijlocie. Egală cu linia mijlocie. Linia mijlocie așa? Da. Dar de ce AB minus DC face linia? Pe 2. AB minus DC pe 2 egală cu linia. De ce minus? Parcă e plus. Linia mijlocie e semisuma bazelor. E o scădere. Dar nu se formează așa de mijlocie. Păi linia mijlocie unește mijloacele a două laturi și ea este... Semisuma AB plus DC pe 2. Dar de ce ai reținutul scăzut? Minus, da. Minus mai e altă. Aia este... Este segmentul, da? E altceva. Hai să ne întoarcem în problemă. Deci noi am avea linia mijlocie, nu? Da, și dacă am avea și înălțime... Asta ar trebui problemă. Înălțime ca să formeze un dreptul. Deci nu avem înălțime, da? Da. Dar ni se dă totuși ortodiagonal. Este deci vorba de un patrafel. Și trapezul isoscel. Nu fructificăm chestia asta și nu fructificăm faptul că e ortodiagonal. Așa înțeleg aici. Da, da, da. Că diagonale sunt perpendiculare, nu? Și acum că este și trapezul isoscel, sunt și congruente. Sigur că da, AD și cu CD sunt congruente. Haideți să încercăm să coloritică din chestiile astea. Cum ai zis că vin la școală? Era o chestie, a zis doamna, dar nu știu dacă e corect. Să ducem înălțime, ne mai țin minte? Da, e corect. Da? Și după se formează un... Nu mi-a ajut. Bretuni. Da. De ce spui nu ne ajută? Hai să ducem. Să vedem. Din ce? Din D? Deci să ducem din D și din C. Să ducem perpendicular pe DD1. Și CC1, iată că am făcut-o. Asta toată acum e de 10. Corect. Da. Asta e de cât acum? De 3. De 3. 3. Așa. Păi știm, urmează un pătrat. Ok. Ce puteți să spuneți de pe DCC1 de 1? Nu puteți să spuneți că este un pătrat acolo. Un dreptunghi. Un dreptunghi. Este dreptunghi. Am găsit diferențele acolo, 3 și 3. Și ai toate proprietățile unui paralelogram. Dreptunghi. Da. Și ne ajută. Aștept de la voi, inițiative. Să trasăm o înălțime pe mijlocul trapezului? O produce, sigur că da. Deci aici aduc o înălțime pe mijlocul trapezului. Hai să notăm EF. EF. Și poate că ai intersecția putem să o notăm cu O, intersecția, vreau. Punctul lor de intersecție cu O. Și poate triunghiul A, B, O este A, B, O, este isoscel. Și atunci rezultă că... Nu poate. Este sigur isoscel, pentru că tu ai avut înainte că BC este cât AD. Nu? De aici, dacă ne ducem, putem constata că triunghiul este isoscel, numai dacă situația asta este triunghiul isoscel, da? Atunci rezultă că... OF este și
mediană, mediatoare de toate. Și în sectoare rezultă că mediana într-un triunghi rectunghi este jumătate din ipotenuză, adică 8. Mediana într-un triunghi rectunghi este jumătate din ipotenuză. Deci asta este un drept aici, am spus, nu? Mm. Și dacă noi mergem într-un triunghi oarecare dreptunghi, mediana așa, nu? Mediana dusă din unghiul din 90 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci în felul ăsta ai aflat-o pe așa asta. Și atunci rezultă că și la fel se va întâmpla și în triunghiul de OC. Așa. Și OE va fi 5 cm. Corect. Și putem să aflăm F care este 13 cm. 13 cm. Da? A gândit corect. Să mai întoarcem o problemă. Da? Dacă l-ați urmărit, l-ați urmărit. Adică, în orice triunghi dreptunghic, mediana adusă din unghiul drept de aici este jumătate din toată asta. Dar cum putem dovedi? Simplu. Mergem încă o dată ca pe atâta. Deci, hai să notăm A, B, C, triunghiul ABC. Și notăm simetricul lui A față de A' cu D. Da? Notăm cu D. Se formează triunghiul ABCD, se formează patrunatul ABCD, despre care putem afla ce este, ce AD. Ce este patrunatul? Este dreptunghi. Mai întâi este paralelogram. Da. Fiindcă diagonalele s-au înjumătățit, într-un patrunatel în care diagonalele se înjumătățesc, patrunatelul este drept, paralelogram. Da. Și paralelogramul cu unui drept devine dreptunghi. Și într-un dreptunghi, diagonalele sunt egale. Corect. Și atunci, CB e de două ori A'. Corect. Da. CB este cât AD? Deci de două ori A'. Și atunci A' este cât BC pe 2. De aceea mediana într-un triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Să rețin la acest rezultat. Deci notăm chestia asta. Cum am și desenat-o, faceți și voi așa, notați și rețineți și puncteați foarte bine, că el s-a dus pe o chestie foarte frumoasă. Deci, într-un triunghi dreptunghic, într-un triunghi dreptunghic, capul sus, te rog, da. Grijă că nu stă mama și cu tata lângă tine. Te trezești că nu mai vezi și problema se complică pe urmă. Ce nu respectați astăzi, mâine vă va costa foarte mult. Deci, mediana relativă la unghiul drept. Mediana? Mediana dusă din unghiul drept. Mediana într-un triunghi dreptunghic dusă din unghiul drept. Da? Este jumătate din ipotenuză. Și subliniem acest lucru esențial. Este jumătate din ipotenuză. Și el, cum te numești tu? Călin. Călin vede următoarea chestie. El atacă foarte repede problema. Și zice, hai să, nu știu înălțimea, știu baza mare, știu baza mică, într-un trapez, area ABCD este egal cu, pe scurt, cum se zice, baza mare plus baza mică, înălțimea pe 2, nu? Da. Notați parcă așa, baza mare plus baza mică, cu înălțimea supra, ori H, sau ori, mai este. Da. Ori înălțimea supra 2. El vede că are baza mare dată, baza mică dată și e trist că nu are înălțimea. Că ar merge foarte repede. Și vă amintiți, a zis, hai să ducem pe DD1 și pe CC1. Am făcut-o. I-a apărut aici un dreptunghi, da? Da.
și i-a rămas aici 3 și 3. Nu reușea să se miște deloc în problemă. N-avea cum să-și afle înălțimea. El umbla foarte tare după înălțime. Și atunci a zis, nu mă pot descurca aici. Când am un unghi ceva, el sperea să aibă un unghi de 45 de grade pe aici undeva, să fie D1 cât AD1, că sunt probleme de acestea care se întâmplă chestia asta. Dar n-a fost să fie așa. Și atunci a zis, haide să duc înălțimea DD1 sau CC1, prin cine să o duc? Prin punctul de intersecție al diagonalelor. Și acum este foarte inspirat. Atenție! Foarte inspirat este că ducând pe EF, toată înălțimea o surprinde din două bucăți. EO și OF. Dar despre OF, între unghiul A, OB, despre care o să arătăm repede că este isoscel, am pășit cam repede, n-am punctat mult, n-am insistat ca să arăt că isoscel, o să-i punctăm. Între unghiul A, O, B, dreptunghic în O, și iată că se oprește foarte repede faptul că e unghiul drept acolo, e și isoscel, dreptunghic isoscel, eu mă așteptam acum să ataci pe partea asta, că unghiul de aici e de 45 de grade, da? Și ăsta e tot de 45 de grade. Și atunci să spui că O, F este cât F, B. Corect. Și cum F, B, F, B e jumătate din A, B, adică 8. Și O, F, tot 8. Că de fapt tu ai spus mediana, mi-a plăcut mai mult asta. Ai spus că mediana este jumătate din ipoteză, că mai dus și la chestia asta. Și atunci, cum O, E, F, jumătate din A, B, pe culoarul acela, e perfect așa. Dar tu puteai să atași și așa, și oricare dintre voi. Fiind vorba de triunghi dreptunghic, nu? O, F, B. Și unghiul de aici este de 45 de grade, pentru că tot fiind de aici 90 și isoscel, e clar că 45 și în momentul acela ai F, B cât O, F. La fel vei spune că O, E este cât E, C. E, C e jumătate din DC. Și 5. Deci DC a fost 5. 10, 5. Așa, FB este jumătate din AB din 16, deci 8. 8 și cu 5? 13. 13, cum a spus el. Înălțimea 13, toată problema este rezolvată. Da, vedeți, se face liniște repede când vine cineva și vine cu idei frumoase. El face o dovadă a faptului că începe să iubească geometria și se bate pentru ca să ajungă la rezolvare. Da. Iar în clasă se face liniște. Grupul ăsta a făcut liniște pentru că el a avut o idee frumoasă. Cine n-a înțeles? Adi, ai prins ideea? Da. Dar unde te-a surprins? Deci, unde a fost ideea frumoasă? Mediana este jumătate din ipotenuză. Bun, ajuns mai târziu, puteam să găsim noi. Dar unde? Când o duci pe EF, atunci a fost frumos, corect. Deci momentul frumos este când o duci pe EF. Nu ne-am fi gândit. Da? Nu te dacă nu pe acolo, nu poți face problema. Ne învârtim în jurul ei. Pentru că nu putem mușca. Am dus înălțimea de aici într-o altă înălțime. Deci, faptul că înălțimea ce este? Distanța dintre cele două paralele. Putem, nu de unul. Și pe aici tot înălțime, și pe aici tot înălțime, și pe oriunde ar duce perpendicular. Tot înălțime. Asta este momentul care el îl prinde. Și rupe înălțimea în două segmente. E O și O, F. Super. Mă fac o pauză de două minute să vă spun un lucru. Se obișnuia înainte, nu știu dacă se mai obișnuiește, ca profesori de matematică, să ne întâlnim în cercuri de așa, de unde puteam să discutăm fel de fel de teme. Nu totdeauna erau la un nivel foarte înalt, lucrurile mai mergeau urbani, sunt mari, și etc. Și mi-am gândit cu ani în urmă că a apărut la un moment dat cineva și când a ieșit la tablă și a pus mâna pe cretă, un profesor, și când a început să vorbească, s-a făcut de liniște. Toată lumea nu mai respira. Deci iată, cu o clasă și chiar de profesori, se disciplinează și este atenția perfect ținută, nu? La un nivel, dacă cineva vine cu lucruri frumoase. Păi, e frumoasă, corect. Da? Bravo, Călin. Așa spuneam și de elevul acela al meu de cu ani în urmă, când
eu mă buciumam și explicam acolo nu știu ce, și el stătea liniștit în bancă acolo și de altă. Tu n-ai înțeles, să zic eu. Și da, dar ce părere aveți o altă idee. Da? Așa și atunci, așa vă spun. Să redactăm, domnul profesor. Da, foarte frumos. Da, remarcăm ideea de a fi dus în înălțimea, de a fi dus în înălțimea acolo unde îi trebuie. Corect. A valorifica potențialul triunghiului dreptunghii de aici. Deci putem să construim noi așa. Oriunde îl duci, dar nu pe o, nu așa oriunde, ci acolo unde ți este de folos. Corect. Da? Nu te duci și pui de acolo linii pe oriunde. Da. Bun. Și acum înlocuiți, aveți baza mare, baza mică, înălțimea era 13. Da, deci hai să vedem. Au o băie isoșel? Da, trebuie să punctăm. Noi avem doar atât, că AD este cât ce B. Că triunghiul este trapezul isoșel. Fructificăm acest lucru ca să mutăm, nu? Faptul că latura asta e cât asta, să o mutăm și că unghiurile ei sunt congruente, să o mutăm să arătăm cât și asta e cât asta. Corect. Adică cât și AO este cât OB. Eu vreau să de ce paralel cu AB și... De ce paralel cu AB, de acord. Și paralelismul? Da, și ce A secantă. Ce A secantă. Și de ce A... Deci unghiul de aici... A concurent cu cel de sus, de ce A? De încerc, da. A termin... 1-1. Da. De acord. Și știm că unghiurile de la baza trapezului sunt congruente. A congruent cu B. Deci tot ăsta de aici, cât ăsta tot de aici. Din aceleași motive, dacă vrei căline să... Căline, nu? Da, și analog. Deci analog aici, 2, 2 căline, da? Da. Rezultă că de a unui cu A2, domn profesor, am înțeles. Și atunci ce deci, 1 cu ce 2? Tot, cu A2. Tot acela va fi 1. Deci tot au, să zic așa, cu un galbe, să zic. Dacă tot ăsta de aici, e cât tot ăsta de aici, da? Da, și... Rezultă că de a ce congruent cu ce a... De a... De a... Unghiul mare. Cu ce a B. Da, de a B. Atunci aceste bisectoare. Da, aceste bisectoare. Deci de a ce... Nu, de a B, pardon. De a B. Unghiul mare cu ce a B. De a B. Cu ce a B. Cu ce... Nu. A, B, nu prea. Cu ce de A, ce, cu ce A, B, dacă vrei să zici că acești bisectoare. Da. Și tu ai zis D, A, B. De A, ce. Dar n-am cum să zici. Nu, n-ai cum să zici bisectoare. N-ai cum să zici bisectoare. Nu cred că acei bisectoare. Nici într-un caz nu-i 90 de grade în A. Da. Nu. Nu copii, nu așa. Trebuie să ne concentrăm și reușim sigur. Fructificăm. Avem la dispoziție ca D este cât ce B. Da, AD e cât ce B. Că tot unghiul A e cât tot unghiul B. Că latura AD este cât ce B. Și reușim, reușim. Păi noi ce trebuie să aflăm? Că AOB este șoșcef? Da. AOB, asta trebuie. Că trebuie să aflăm că are AO congruent cu OB. Asta vreau să fac. Sau unghiurile. Unghiurile. Ne putem ajuta de pan. Da, paralelismul. Ne putem ajuta, dar vreau să puntăm. Haideți să facem ideea, să o construim ușor în mintea noastră și să vedem cum. Poftim. Dacă am luat unghiul de A, O, cu O, C, B. De A, O. Cu O, C, B. Avem D, A, cât, C, B. În cele două triunghiuri poți să spui că sunt dreptunghice? Da. Să nu uităm asta. Da, dar să și eu pus rău. D, A, cât, și nu, dar și dreptunghice, opusul la cât dreptunghice. D, A, cât, cât, B. D, A, cât, cât, B. Și opusul la cât. Și... Dar nu tot unghiul ăla, să folosim unghiul D, A, C cu A, C... D, A, C... Să nu înțeleg. Nicio. A, D, B cu A, C, B. Mai bine, lasă-o să ducă urmărim să ducă ideea. Da. Și asta ar fi să o potmonești, că urmă intervenim, da? Deci, haideți să urmărim, că s-ar putea să aibă și ideea foarte bună. Deci, ia să opriți la triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta. Haideți să-l hașurăm. Da? Ca să vedem dacă reușim să arătăm că triunghiurile acestea sunt congruente. Că doar asta e povestea. Ce putem spune despre cele două triunghiuri? A, D, cu C, B, sunt dreptunghice. C, B, dreptunghice, corect. D, A, O, congruent cu O, B, C. D,
A, O, adică unghiul ăsta de aici, da. Spui tu, cu? O, C, B. O, B, B. O, B, C. De ce? Pentru că tot unghiul A e congruent cu tot unghiul B. Da. A e... O... Cine cu cine congruent? Tot unghiul A cu tot unghiul B de aici, din cauza că triunghiul trapezului dreptunghic e isoscel. Mă rezultă prin diferență? Că ai zis tu că este ce congruent cu B ăla. Dar mai avem un element. A, O cu B. A, O, asta vrem să arătăm. Asta vrem să arătăm, Călin. Asta trebuie să arătăm. S-a purcat, cred că e semnat de aia. Păi... Ce ai zis că vin cu paralelismul, că de ce A congruent cu CB, CAB, alea două unghiuri A. Unul de aici, da, da. Sunt congruente. Puteți să scădem din A mare pe ăla și rămâne de la A. Dar scădem din tot ăsta mare, da, la și scădem, dar rămâne ăsta de aici și rămâne în partea cealaltă, la altul. Exact. Da. Da, dar nu mai țin minte cum era, ora am încurcat, nu am mecanică. Nu mecanică, vedeți, vedem? Da, tot făcută. Da. Da. Asta ar trebui să mai aflăm, să mai știm problemele mele. Mă gândesc că... Asta, D-O-E cu C-O-E, Căline... ca să aflăm D-O cu O-C și a spune unde este. Vă mai trag atenția că tot unghiul ăsta din C, și cu tot ăsta de aici fac o sută de grade. Trebuie să fac o să concurăm. Păi, deci, paralel cu AB, secanta DB. Și avem unghiul ADB cu unghiul DBC, nu? Deci ADB cu? Cu DBC. Cu D, B, C, deci A, A, D, B, D, B, adică ăsta așa, mirunaș, cu ăsta de aici, așa? Nu, 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 e 2 cu 2, unde a pus domn profesor, Miron. De 2 cu, B2, ole. Zi, 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 Părin. Dar de orice, nu este isoscel? Păi, da, fel trebuie să demonstrăm. Tot atât de bine. Deci noi am împins problema, am mers foarte bine, dar am pășit peste asta, pentru că nu doream ca să le oprim foarte repede, să finalizăm ideea, că era foarte frumoasă a ta. Și ar trebui acum să ne ducem foarte tare pe chestia asta, că în orice trapez, nu? În orice trapez isoscel, Căline, în orice trapez isoscel, cam asta ar fi problema. Ducând diagonalele, care se intersectează aici, triunghiul ăsta este, și cu ăsta sunt triunghiuri isoscele. Asta ar fi problema care trebuie să o finalizăm. Acum am încărcat figura acolo, haideți să mă întorc aici să zic A, B, C, D. Și să putem arăta că triunghiul A, O, B este isoscel. Zidă. Cred că am o idee. Zidă. Păi noi înainte am zis că D de prim C, C prim C este... dreptunghi, dar știm că are toate proprietățile unui paralelogram, adică diagonalele... Da, jumătate. Dar nu sunt duse diagonale, că mă duc aici. Exact. Sunt duse de B. Da, deci mă duc... Unghiul DAO pare a fi congruent cu OBC și unghiul ADO pare a fi congruent cu OCB. Unghiul? Alea pus la... ADO cu OCB. DAO, zicea. DAO cu OCB. O, B, C. B, C. Ăsta cu ăsta, da? Da. Așa este. Adică ăsta de aici, ăsta de aici cu ăsta de aici, da? Da. Dar de ce motiv sunt congruente? Eu am aici. A, D-O nu este mediană? Dacă ne uităm la asta de jos. D-O este mediană în D-A-C. D-O până aici? Da. Nu e mediană. Păi nu, poate să fie că D-A-C... Atenție, de o nu e la mijloc, nu se jumătate, diagonale se jumătățesc într-un trapez. Dar pot să zic și eu? Te rog. Deci, să luăm triunghiul AFO cu FOB, domn profesor. A. Că intră OA
și o b. Aflu o cu f o b. Exact. Și cum o f e de 8 și a f e tot de 8, mama lui de triunghi e dreptunghi isoșel. Și are unghiile alea de 45 de grade. Și le luăm pe alea două în discuții. A, F, O cu F, O, B. Și arătăm că A, O e cât o B. Da. Pentru că A, F e cât o F, domn profesor. A, F este cât F, B. Și cât dar o știi de ce? Când este așa? Numai dacă triunghiul A, O, B este isoșcel. Când n-am aflat că este. Păi da, dar noi acum le luăm, că noi am dus înălțimea aceea. E, da. Domn profesor, nu n-am dus-o noi înălțime, n-am construit-o. Deci asta am dus-o... Exact. Și am aflat că o fâie e de 8 cm. Am aflat noi că e de 8 cm. Cine? O fâie? Da. Am aflat în ideea că... Da. A, păi, haideți să le luăm atunci, să nu știm că e de 8. Haideți să o luăm. Triunghiul A, F, O și O, F, B. Despre cele două putem să zicem. Sunt dreptunghice. O, F, latură comună. Și A, F, cât F, B. Gata. A, F, cât F, B. Când? Când e linie mijlocie. L-a zis că o F e un eșteie. Păi a, dar nu mai e isoscel. Asta e. Doamne, ce vreau să fie? Tot cu paralelism. Da. Neapărat trebuie să fie. Nu mai paralelism. Dar poate n-am zis la lumea. De ce A și de ce A, B și de unghiul mare din dreptul. Nu cred că am zis-o mai bine. Dar nu te zici. Da, dar nu am zis-o noi, n-am explicat-o. Păi mai zi o dată, hai. De ce paralel cu AB? De ce paralel cu AB? Și care? AC se cantă? Da, rezultă că... Unde care? Că DCO... DCA, pardon, DCA. DCA. Ăla de acolo. Adică ăsta de aici. Ăla cu CAB, cel de jos. Este egal cu ăsta de jos. Corect. 1-1. Și observăm... 1-1 a zis. 1-1. Și observăm cum unghiul mare din trapez este egal. Este congruent. Deci... 1-1, dacă vrei tot ăsta de aici și cu tot ăsta de aici, pot să spun că fac împreună 180 grade. Dar știm că DAO DAO este congruent cu CBO. DAO. Păi, dar am știut asta, ar fi asta 2, da? Congruent cu CBO și... Cu CBO, dar de unde știu? Exact, dacă am știut asta, ar fi gata. Exact. Dar că a rezultat ca ce bisectoare. Deci de a ce nu mă pot duce să spun că dacă tot nu mergi cu a, d, o și o, c, b și nu mergi nici cu d, a, o și o, b, c și nici cu d, o, c, o, c, nici cu a, o, c, o, b, ca să dezdemăstrăm, să luăm alte triunghiuri. Trebuie să luăm alte triunghiuri. Deci nu uităm, care așa? A, cum într-un trapez isoscel, diagonale de B și AC sunt congruente? Nu, cred că știu ce. Da. Domnul, da. Am găsit. Da. De ce B congruent cu DCA? De ce B cu DCA? De ce B? De ce B? Cu DCA. Eu mă gândeam la altele. Cu DCA, da. Cu CBA, vrei să zici? Cu CBA. Da, da, da. Atunci rezultă. Deci, la tură comună. Da. A, C cu D, deoarece sunt unghiile de trapez și CB cu D. CB cu D. Și gata, deci rezultă că... CB cu D. Că DB egal cu AC. DB cu AC știam. Tocmai am demonstrat. Tu ai demonstrat acum că în orice, într-un trapez isoscel, diagonale sunt congruente. Și B cu ce? Și B cu ce trebuie să știm? El spune așa, că triunghiul DCA da. Și cu DCB, triunghiul acestea sunt congruente pentru că au DC comună, A, DA cu CB, unghiul dintre ele este congruent. Și unghiul DB că congruent cu unghiul DAC. Da, adică A cu B. Unghiul D, BC, C, cu ce? Cu A, da. Pardon. Deci ăsta va fi cât ăsta de aici. Și ăla și într-un lucru. Acum problema și de aici rezultă că de aici... Da, e foarte bună ideea, iubită. Asta ce zice că e așa, domn profesor? Așa. Zice că dacă O e perpendiculară pe AB, cum am dus, și O e perpendiculară pe DC, e O F coliniare și cum trapezul isoscel, triunghiile alea sunt congruente și de triunghiice isoscele. Păi atenție, măi. El, autor, când pleacă și dă drumul la problemă, o dă pentru că
are de așa, zice, fiindcă trapezul este isoscel, atunci e clar că, zice, A, O, B este și el isoscel. Dar acesta A, O, B este și el isoscel. Eu am tocmai vrut să insist să vedem de ce este. Da? Deci, practic, de acolo plecăm. Și acum noi am pornit problema, am rupt-o de acum. Pentru că am zis așa, triunghiul A, D, C și cu D, C, B, cele două triunghiuri sunt congruente pentru că au pe D, C comună. Corect. Pe A, B, cât C, B, ca ale trapezului isoscel. Că unghiul din D, cât unghiul din C, din motive foarte precise, că dacă două drepte sunt paralele, unghiurile din aceeași latură, ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. Pentru că, la urma urmei, ăstea sunt paralele și unghiul deasupra de aici cu ăsta sunt corespondente. Da? Și atunci, în jurul unui unghi, în jurul unui punct, ăsta e un unghi alungit. Da? E un, așa, 360 grade, dar jumătate, 180, înseamnă că unghiul ăsta și cu ăsta fac 180 grade. Și noi asta am fructificat acum. Că unghiul ăsta fiind congruent și că ăsta congruent, și ce au rămas până la 180 și cât ăsta din partea asta. Și atunci suntem latură, unghi, latură, triunghiurile fiind congruente și celelalte elemente sunt congruente și atunci AC toată este cât DB. Corect. Da? Și că unghiul ăsta de la bază, de aici, e cât ăsta de aici. Că aveam nevoie noi în raționament. Deci avem că DAC este cât D, CBD. Dar ce-o rămas acum în completare, adică OAF, F, e cât OBF. Și l-am făcut pe ăsta isoscel. Da, toate să luăm și pe toate să luăm triunghiile, că ne vine mai ușor, că AD, cum facem? Exact așa, nu? Da. Deci, Miruna, dacă am arătat cu unghiul ăsta e cât ăsta, da. Prin diferență, că ăsta tot era cât ăsta tot, da. Și mai știam cât ăla. Mai știam că și OB e cât o A. Atunci, care? O, D, cu O, G. O, D, cu O, voi face la fel, că unghiul ăsta tot e cât ăsta tot, Miruna. Da. Și ce am aici? Unghiul ăsta de aici, paralele fiind, și taie de o secantă, unghiul de aici este cât ăsta de aici, nu? Da, 2 cât 2, da. Da. Aha. Analog, pe partea cealaltă, unghiul ăsta e cât ăsta. Și atunci și ăsta e isoscel. Da. În final, dacă am rupt aici, am arătat că OAB este isoscel, adică am OA cât OB, de acum și OD cât OC, gata. Și toată problema e ruptă. Da. Autorul merge peste treaba asta, trece ușor, pentru că el spune chestia asta ați mai rezolvat o problemă anterioare. Într-un trapez isoscel, diagonale sunt congruente. E adevărat că unghiurile, noi știam așa, că ziceam trapez isoscel, când discutim un graf, zicem trapez isoscel, doar că unghiurile la bază sunt congruente și doar că laturile neparele sunt congruente. Asta era pentru noi atât. Dar ca pe cale de consecință, în probleme, putem arăta că diagonale sunt congruente, și ați văzut că au luat unghiurile acestea, astea două, și că în afară de asta, intersecția lor are loc într-un punct O și triunghiurile DOC și cu AOB sunt și ele isoscele. Da? Și fiind isoscele, atunci, de aici încolo problema, el o zice de așa să știi chestia asta. Și eu o fă, da. Da? De ce a se întâmplă? Și da, și da. Ce se întâmplă? Da. Totul este de aici făcut. Demonstrația merge. Eu vă propun să facem și demonstrația așa. Înainte de a ne duce acolo, să facem chestia asta. Da. Deci, spunem așa. Deci avem doar atât. Că A, B, C, D, trapez, isoscel. Atunci rezultă că AD e congruent cu BC, da? Deci AD cu BC, și unghiurile la bază sunt congruente, adică, să zicem unghiul DAB, da? DAB, congruent cu unghiul CBA, cu CBA. Numai unghiurile de la bază cum sunt congruente, nu și ala din D cu ala din C? Și sigur că da, dar îndată apar astea ca o consecință. Aha. Deci, de aici, dacă vrei, rezultă, Mihaela, că și unghiul A, D,
B. B. Sau nu, adăcă, domn profesor. Adăcă. A, da. E congruent cu unghiul DCB. DCB. Pentru că raționamentul merge foarte repede. 180, nu? Ăsta fiind paralele, unghiul ăsta și pe ăsta deasupra fac ca unghiul corespondente. Da. Și ăsta și cu vecinul ăsta de centru fac 180. Deci ăsta și cu ăsta fac 180, da? Uh-huh. Și cum ăsta de la jos sunt egale, atunci și cele de sus sunt egale. Sunt egale. Acum ducem. Așa. Și acum fie unghiul, da? Nu, ducem perpendiculare F prin OPAB. Păi să luăm triunghiurile alea, că ca să arătăm congruența și a laturilor de pe diagonalilor. Luăm triunghiurile, că e. Tocmai ce am spus mai înainte. Ce-ai spus tu? Le pune mai... A, D, C. E triunghiul A, D, C și triunghiul... D, C, B. D, C, B. Vite, și iau ce... Despre ele pot spune... A, D, C și D, C, D. Pot să spun Anca? Anca, ce au cele două triunghiuri? De că... Comună. De ce comună? De acord? Da. De A, D, cât, 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 A, D, congruent cu... A, D, domnul profesor. A, D, da. Congruent cu B, C. Da. Cu B, C. Și unghiurile cele două care le-a scris deasupra. A, D, C. Și unghiul A, D, C. Congruent cu... D, C, B. D, C, B. Se rezultă că cele două triunghiuri luate în discuție sunt congruente. Triunghiurile A, D, C. A, D, C, congruent cu... Vorbește, aduce-o. Congruent cu triunghiul D, C, B. D, C, B. Și dacă sunt congruente, și celelalte elemente, celelalte trei ne luate în discuție? A, C, cu D, B. A, C, cu D, B. Ne interesează tare, tare. A, D. A, C. A, C, congruent cu D, B. A, C. Cu D, B. Da. Unghiul. C, B, C, B, D. D, C, 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 B, D, ăsta. Cât ăsta? Zi. C, B, D. Unghiul. C, B, D. C, B, D se uită spre D, C. Și tot spre D, C se uită și D, A, C. Da, C, da. C, C, B, D. Congruent cu? Cu D, A, C. D, D. A, C. Da. Și D, C, A, dacă... Și D, C, A. Și D, C, A, cum se ne trezească pentru analog. Da. Congruent cu... D, C, A, congruent cu... C, D, B. C, D, B. Congruent cu C, D, B. Și dacă astea sunt congruente, dacă D, C, A... D, C, A, congruent cu C, D, B, C, D, B, înseamnă că triunghiul D, O, C este isoscel. Este deodată isoscel. Triunghiul. Și dreptunghic isoscel. D, O, C, triunghiul D, O, C, dreptunghic isoscel. Isoscel. Eu vorbesc în general. Da, da, da. Isoscel. Și cum toată C, A e cât D, B, atunci și diferențele o, lor. A, O, cât rezult de aici ca A, O și cât O, B. A, O. A, O, cât O, B, congruent cu O, B. Și triunghiul A, O, B, isoscel. Și atunci și triunghiul A, O, B, isoscel. Triunghiul A, O, B, isoscel. Și acum să zicem cu E, F, ăla care... Am scăpat de povestea asta pe care, peste care trecusem ușor. Da. Ne-am trecut ușor pentru că am zis nu e atât de relevant, dar în momentul ăsta am lămurit și problema asta. Și acum, fie E-O, E-E-F, deci fie E-F, perpendiculară pe AB, și de fapt și pe DC, nu? Și că O aparține lui E-F, dar așa trebuie să zicem Cătării, nu? O, că am s-o prin E-O-F, nu punem coliniare? Ori spune coliniare, ori spune că O aparține lui EF. Atunci am dus perpendiculară asta prin O. Prin o. E asta. Corect așa, Călin? Da, așa zic. Bun. Și atunci, din aceste două, înseamnă că EF, EF este egală cu EO, da? Plus OF. OF. În triunghiul A, O, B, A, O, B, deci în triunghiul A, O, B, în care am
triunghiul AOB isoscel. Mm-hmm. Acum am permis să spun că AOB este isoscel. OF mediană. Mediană. Rezultă că OF este egal cu AB pe 2. Da. Și egal cu 8 cm. În triunghiul DOC isoscel și el, uh-huh. OE mediană. Rezultă că OE egal cu DC pe 2 și egal cu 5 cm. Și atunci EF, EF va fi egal suma celor două, 8 plus 5 și egal cu 13. Și acum aria? Aria lui ABCD. De 1 ori de 2? Nu cunoștem de asta de unul. Este baza mare plus baza mică. Înălțime. Deci baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2 și egal cu 10 plus 16 ori 8. Ori 13. Ori 13, da? Da, da, da. Ori 13, totul pe 2. Trebuie să aflăm aria? Da, da, da. Uite acum. 26, 13 ori 13. Da, 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 169. 169 centimetri pătrați. Iată că am făcut-o. Unde, unde, hai să vedem momente importante. Să notăm momente importante ale problemei. Momente. Cu ce, cu ce ne plecăm de la problema asta? Cu ce amintiri? Cu perpendiculară. Sigur că da. Deci notăm momente importante. 1. Înălțimea dusă prin om. Da? Și înălțimea trapezului dusă prin punctul de intersecție al diagonalelor. Înălțimea dusă prin punctul de intersecție al diagonalelor. Acel EF prin om. 2. Triunghiurile acelea AOB și ce mai duo-c. Și duo C, da? AOB și duo C isoscele. AOB și duo C isoscele într-un trapez, într-un trapez isoscel. Astea sunt două lucrurile, astea sunt cele două lucruri foarte, foarte importante care pe care le-am prins. 57 luăm, profesor, da. Da, 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 da.